Lacrimi de emoție și momente trăite la intensitate maximă noaptea trecută la petrecerea de rămas bună a absolvenților Școlii Generale Grigore Moisil din Năvodari. A fost o seară pe care nu o vor uita niciodată atât cei care pășesc spre o nouă etapă a vieții, cât și cei care i-au îndrumat în acești ani. În ultima seară petrecută împreună, emoțiile au fost de nestăpânit în rândul elevilor și al profesorilor, care și-au luat rămas bun de la absolvenții promoției 2014. Copiii din această seară sunt foarte frumoși și copiii noștri de 8 ani de zile ne mândrim cu ei și le doresc mult, mult succes în viață și să-și ajungă ce doresc ei. După un an de muncă, copiii se distrează împreună cu profesorii și cu doamnele directoare. Le doresc în continuare la liceu mult succes și să fie sănătoși alături de familiile lor. Tinerii absolvenți s-au despărțit cu greu de colegiu, dar și de profesorii care le-au fost alături timp de 8 ani. Cu toate acestea, bucuria absolvirii și dorința unui viitor de succes au alinat durerea despărțirii. Mă simt foarte bine alături de colegii mei și domnii profesori și este o seară foarte specială deoarece am absolvit. La ce liceu vrei să dai mai departe și ce vrei să ajungi? Păi vreau să dau liceul teoretic de ceva și sper să mă ajute să ajung un avocat de succes. La petrecere au fost prezenți și foști absolvenți ai școlii Grigore Moisil, care și-au amintit cu nostalgie de vremurile în care au fost elevi. Mă simt minunat, dar nu mai sunt elevă acestei școli, am terminat acum 2 ani și am venit să-mi văd profesorii. Mi-era foarte dor de ei, de această școală, de acest colectiv. Momentul cel mai așteptat al serii a fost concursul de Miss și Mister, care a scos la iveală adevărate talente, de la dans și muzică până la un dezvoltat simț al umorului. 10, bravo, 11, stați că nu s-a terminat! Regele și regina balului au furat însă toate privirile. Miss și Mister au impresionat juriul atât prin ținută cât și prin atitudine. Se acordă locul întâi concurentei, Cucu Bianca! Această reușită. Mă simt foarte bine, sunt mândră că am câștigat misul. Te gândeai că vei câștiga? Sincer nu, pentru că concurența este foarte strânsă. Sunt cel mai mândru în această seară că am reușit să iau locul întâi la Miss și Mister. Și clasa nouă cu succes! Totul a fost organizat de primăria orașului Năvodari în semn de prețuire pentru tinerii care vor duce numele orașului mai departe. Copiii sunt toți frumoși, fetele și băieții sunt inteligenți, au deja am trecut de 2 probe. A fost mai hazlie ultima probă, cea cu scaunul, unde băiatul trebuia să prinde scaunul, dacă nu-l prindea rămânea în picioare și era eliminat din joc. Credeți că o să fie greu să alegeți doi dintre ei? Destul de greu, v-am spus. Toate fetele și băieții sunt frumoși și deștepți.